Admirând orașul Glodeni, putem să spunem cu certitudine că este o lacrimă al bunului Dumnezeu. Este un colț de rai. Orașul meu îl iubesc pentru că am întâlnit aici oameni cu totul deosebiți, oameni de bună credință, oameni harnici, muncitori, culți și educați și mă înconjoară copii cu totul minunați. La mulți ani, Glodeni! Să trăiești, să înflorești, la mulți ani, Glodeni! Дорогие мои горожане, дорогие мои земляки, с наступающим праздником вас, с храмом Архангела Михаила. Желаю вам всех земных благ и хочу вам пожелать всего самого доброго, всего самого светлого. Ведь Архангел Михаил – это наш ангел-хранитель. И я хочу сказать простыми словами. Пусть ангел с тобою, пусть будет всегда. И каждый твой миг охраняет тебя. Здоровье, удачу в твой дом принесет. И счастье твое пусть всю жизнь бережет. Я в городе Глодяны живу 76 года. И этот город стал для меня второй моей родиной. Я видела, как строился сахарный завод. Я видела, как хорошел и рос и процветал наш город. И в садик я пришла с первого его дня, с первого звонка. В этом доме встретила я свою старость. В этом доме я провела свою молодость, весь свой зрелый возраст. И мне приятно, что он процветает по сегодняшний день. Дай Бог, чтобы наши Глодяны возродились, росли, крепли и жили. С праздником вас, мои все дорогие земляки! Pentru mine și pentru copiii din grupa mea, orașul Glodeni înseamnă totul. E patria noastră cea mică, dar e și mare. O iubim că aici ne-am născut, aici am crescut, aici am băut apa izvorului, aici am cântat, am dansat, am muncit și ne bucurăm ceea ce avem acum în orașul Glodeni și chiar și în grădinița noastră. Mă mândresc că trăiesc în orașul Glodeni, oraș frumos, oraș cu dragoste, oraș cu mulți oameni buni și mari la suflet. Îndeoseb sunt mândră că lucrez în grădinița aceasta, grădinița Foișor, o instituție de educație unde sunt copii frumoși, unde sunt părinți cu dragoste față de educația copiilor și cu ocazia sărbătorilor a orașului. Vreau să felicit populația orașului meu natal, să le doresc multă, multă sănătate, dragoste de plai natal și toate cele bune să fie sub paza Domnului nostru, Iisus Hristos. La mulți ani, Glodeni! Orașul nostru se numește Glodeni, Bașina noastră și astăzi este ziua Sfinților Arhanghelului Mihail și Gavril și astăzi noi am sărbătorit hramul orașului cu multe cântece, dansuri și cu voie bună. La mulți ani, Glodeni! Pentru mine Glodeni este grădinița, mama, tata. Pentru mine este grădinița, totul este pentru mine, Glodeni. Locuri pictorii este pentru mine. Totul ce am în familie este pentru mine. Mie îmi place orașul Glodeni pentru că el este frumos, are totul ce trebuie la niște părinți. Mie îmi place cel mai mult să petrec timpul cu mama în oraș. Ei mă iubesc așa de mult și eu la fel îi iubesc. La mulți ani, Glodeni, sănătate îți doresc! Pentru mine personal, Glodeni este orașelul unde m-am născut, un loc unde am devenit și sunt în devenire. Este locul în care mi-am născut copiii,
sunt mândră de faptul că aceștia îi împărtășesc valorile cu ajutorul grădiniței și sper că și ei vor contribui la dezvoltarea acestui oraș și nu vor fugi de aici. Glodenie, te iubesc! Mă mândresc că trăiesc în orașul Glodeni. Este oraș frumos, în care este patria în care ne-am născut. Ne iubim cu drag orașul și trebuie să păstrăm în continuare tradițiile moldovenești și ceea ce se face frumos. Mă mândresc foarte mult că lucrez în această instituție și avem parte de copii foarte educați și părinți care, dacă avem vreo necesitate, cu drag ne ajută în tot ceea ce facem. La mulți ani, Glodeni! Pentru mine orașul Glodeni înseamnă început în cariera de profesională. Sunt născut la Hâșdieni, dar majoritatea rudelor sunt la Glodeni și țin să felicit acest oraș cu sărbătoarea care vine, să le urez succes, o viață mai frumoasă, să dea Domnul multă bucurie în casele oamenilor, sănătate și, nu în ultimul rând, la toți prietenii mei care mă cunosc, le urez baftă și succes în viitor. Mulți ani, Glodeni!